De aici plecăm. O inimă într-o singură inimă. Astăzi sunt, cu încrederea dumneavoastră, inima Bucureștiului, speranța Bucureștiului. Unește români, exprimă speranță, trăiește inimi. Cum? O inimă într-o singură inimă? E ca și cum ai zice un prost într-un singur prost, mă. Sau un hoț într-un singur hoț. O inimă este, prin definiție, o inimă. Adică singularul la inimi, bolovane, zi drept. Tu ți-ai făcut sloganele pentru campania asta cu prostănacul de fitu, șmecherul de generică și recuperatorii tăi. Ce e aia? Trăiește inimi. Bă, noi știm că tu ești un bătut în cap care ți-ai luat sigur pe șpagă diploma aia de la facultate la aproape 40 de ani. Ce e aia să trăim inimi? Mă, tu cel mult trăiești pipote, mămăligă, ficăței, crânați, mici, șpagă și posibil legale, că altfel nu se explică. Zici că ți-a tradus dracu cineva cu Google Translate discursul. Avem 34 de ani de la Revoluție. Aceleași mării, aceleași pălării. S-a ridicat un val. Este ultimul val. A schimbat Maria cu aceeași pălărie de multe ori. Și astăzi mă angajez din fața dumneavoastră. Eu n-am promis și nu promit. Singurul lucru care îl promit în fața dumneavoastră, care mă știți de peste 30 de ani, că n-am să dezamăgesc. Asta e singura mea promisiune. Restul, cartea mea de vizită, sunt 30 de ani de activitate. Sectorul 4, sectorul 5, în toate administrațiile care, pe unde am lucrat. Vă mulțumesc! Da, bă, aceleași mării și aceleași pălări. Adică tu. Și asta cu măriile și pălăriile o tot repeți, că e sănătos la cap. Adică zici că valul ăsta aduce aceeași dihanie în poziție de conducere. Practic, tu ești aceeași mărie cu aceeași pălărie, dar adus de un val nou. Mă, nimeni din jurul tău nu e nou. Toți, dar toți sunteți vechi lingăia lui Dan Voiculescu sau altora ca el. Tu ai zis, repetat, că de 30 de ani ai fost în poziții politice de conducere. Dați-vă hainele culorilor partidelor jos ale voastre pe care vă va trimite în Consiliul General și haideți să facem treabă. Politica în primăria capitale nu va mai exista. Asta cu politica nu va mai exista în primăria repetată de minim 6 ori, că atât îl duce neuronul. El, ăla care a fost tot timpul în cele mai toxice partide în funcții de conducere. Da, la insistențele publicului în platou, la Bună România, a invitat Valeriu Nicolae. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație! Încurcătură mare cum să te încadrezi, mi-era să zic jurnalist, dar nu neapărat. Parlamentar era să fii, dar te-a luat 15 voturi la alegerile precedente. 17, da. 17, să fim preciși. 17 voturi în minus și ai fi fost un parlamentar român. Ai fi, da, dar de ce au lipsit cele 17? Încă s-au opus USR Plus să renumere voturile. Deci, să renumere voturile care te-ar fi pus în situația de a, da, avea și cele 17. Am făcut o contestație și am câștigat vreo 40 de voturi și după aceea am mai făcut încă, mai știu, 19, cu dovezi foarte clare că oamenii votaseră acolo și apăreau că nu există niciun vot. Și USR Plus, partidul cel mai democratic USR din România. Plus, nu, ca să... Da, da. Partidul cel mai democratic din România s-a opus, da. S-a opus renumărării. Și uite, uite-te în situația în care te afli acum, având un succes teribil pe zona de YouTube, fiind, pot să-ți zic, creator de conținut. Sau intri pe zona doamnei Șoșoacă, dânsa este creatoarea de conținut, prin definiție. Da. Urmăream imaginea asta cu domnul Piedone, care se aventurează tot timpul în discursul public și spune și ne spune, are chestia asta în care se... Dom'le, el este cumva un personaj antisistem. Da. Asta e principala sa, principalul său cârlig. Așa e agățat el în aceste alegeri. Dom'le, omul antisistem. Și tu ai făcut așa o oarecare clarificare a existenței sale în politică. Păi n-are cum să fie un om antisistem, un om care a reprezentat într-una sistemul. Da. Deci în poziții de conducere a trecut prin 9 partide. Deci el s-a plimbat prin... Deci e incredibil. Deci omul care vine, Taxul, a fost unul dintre cei mai șmecheri comuniști. El spune, tatălui Piedone. El spune, Piedone spune că era dus la școală și a dus de la școală cu Mercedes-ul cu șofer. Deci în timpul comuniștilor, numai aia, care erau senzațional de bine conectați cu securitate, aveau Mercedes cu șofer. Și în ciuda faptului că ducea Mercedes cu șofer la școală, deci ăsta a fost un... Îngălat, una... deci, te rog să folosești un îngrămădit, mă scuzați. Îngrămădit, să folosim totuși. Un îngrămădit în care a terminat, toate mediile lui au fost sub 5,50.
Deci a 9-a și a 10-a sub 5-50 n-a fost în stare să termine liceul. Și gândește cum e asta. Deci în ciuda faptului că omul nu termină liceul în timpul comuniștilor, devine șeful la camera de, cum se numea, camera de comenzi. De comenzi, nu da. De comerț, de comenzi. De comenzi, da. De unde își luau toți mari comuniști, își luau păpica. Mm-hmm. E, ăsta fără școală, fără nimic, ajunge șef acolo. Cum? Fiind antisistem? Și nu numai asta, dar e prins furând. Deci e prins că a furat. Și se amenință că se sinucide ca să scoată taică-su din... Amenință că... Amenință da. Că se sinucide, da. Ca să-l scoată taică-su? Scoată taxul din belea. Și bineînțeles, ăla fiind un super... o super sculă în comunism a rezolvat. E, omul ăsta, deci mi se pare culmea tu pe urmă, cum să zici tu că ești antisistem? Poate ești antislăbit, anti-orice altceva, dar sigur nu antisistem. Deci e cea mai bună reprezentare a sistemului. Și dacă te uiți, te îngrozești. Deci oamenii din jurul lui sunt toți mega conectați. Deci omul și-a luat oamenii care au lucrat la sectorul 4, au venit la el. Există legături senzaționale între oamenii ăia și tot felul de mega mafioți și securiști. Deci... asta e, deci tupeul ăsta cu care hoțul strigă hoții, mi se pare incredibil. Deci, dar ce e spectaculos, din ce remarcă așa, felul în care se vehiculează în cadrul publicului activitatea lui, dom'le, orice ai considera că e un lucru negativ, de ascuns, de mușamalizat, dom'le, la Piedone se transformă într-o calitate. Ce îmi spui tu acum că a fost tatălui, vine dintr-un sistem, din zona comunistă, a protipendat de comuniste, va deveni un argument, dar dom'le, pentru că comunismul a fost bun în România, a făcut ceva, au construit blocuri, da, vine dintre oameni care au făcut ceva în țara asta. Zici că... Deci gândește că omul ăsta... Bine, acum e o discuție destul... O sursă spune că ar fi o legătură între el și Dumitru Dumnezeu Popescu. Între el, tatăl. Da, între tatălui și Dumitru Dumnezeu Popescu, cel mai nenorocit propagandist al sistemului ceaușist. E, deci omul ăsta are imediat după Revoluție un restaurant super șmecher la care se duceau... ProTV-ul și evenimentul zilei, tot el se laudă la domnul Măruță, care în mod senzațional îl linge. Vă rog să folosiți alt termen. Îl ajută intelectual pe domnul Piedone. De fiecare dată când prinde. Deci, păi nu, au o legătură de rudenie. Da, dar el uită să zică treaba asta. Deci am eu câteva videoclipuri în care brus la ProTV apare, ia uite ce chestii mișto face domnul Piedone. Și îmi place de el și dacă ar face chestia asta toți primarii, aș lăuda și pe, și pe ei. Da. În fapt, el în momentul ăla este om, e nașul lui Piedone și al lui Fisu. Deci nu e invers, Piedone e nașul lor? Nu. Nu, nu. El e nașul lui Piedone. Și al lui Fisu. Da. Aha, aha, ok. L-am cunoscut pe Fisu în imaginile date. Da, oleo. Da. Fisu e, adică taxul pe lângă el, intelectual, e o lumină. Deci taxul care e un agramat sinistru și deci dacă te uiți la discursul lui, ți se pare tot timpul, frate, ăsta face un infarct cerebral, acum. Deci are o diaree de aia de cuvinte, nu se poate înțelege nimic. Nu, nu, are un fel... fratele cui? Fratele... Nu, nu, eu ziceam de de fiul. A, fiul, am înțeles, fratele, da. Da, nu, păi l-am ascultat, da, nu. Nu e în favor, că se discuta, domnule, că n-a prea vorbit în Parlament. Eu consider că era o formă de inteligentă nevorbirea în Parlament. Da. Că... Omul și-a nu e abilitatea asta mea de a vorbi, nu e ceva în favoarea mea, e cumva în defavoarea mea. Faptul că și-a dat seama, că unii, uite, Piedone nu-și dă seama că vorbitul e în defavoarea lui. El vorbește nedându-i seama că e ceva ce îl pune într-o situație ridicolă continuă, dacă l-ascultați. Oricând dați drumul la Antena 3 CNN, găsiți pe Piedone vorbind. Da, și dacă l-ascultați, da, și există o stare de amuzament așa în legătură cu ce vorbește la acolo, dar nu dăm seama care e amuzamentul. Noi ne mai ocupăm, mai facem și noi glume, mai râdem. Dar așa ceva, sigur, așa ceva nu. Adică mi se pare că e supra-licitat și ca om amuzant. Păi nu, deci gândește cum sună asta. Deci el luptă împotriva sistemului securist și mafiot. Bă, lupți la Antena 3. Împotriva sistemului securist. Antena 3, condusă, să zicem, intelectual, de cel mai faimos turnător la securitate din România.
Faceți acuzații grave. Nu, păi a fost, domnul Dan Voiculescu a fost turnător la securitate dovedit, deci nu e niciun fel de acuzație. Nu mai știu care e statutul acestei... Nu, este acestui, turnător la securitate indiscutat. Aici chiar nu știu să... Adică nu, zic eu că da? Nu, nu vreau să risc un proces tocmai cu domnul Dan Voiculescu. Și nici eu nu vreau să risc o amendă de la cine, tocmai de aia. Nu, este... Stați, domnule, pică nu se știe. Stați, bine. Se știe, da. Că, deci... Acolo nu există niciun dubiu. În ciuda faptului că au încercat să facă legea aia în așa fel încât practic nimeni să nu mai fie turnător la securitate, domnul Dan Voiculescu a rămas turnător. Domnul profesor, vreți să... Domnul profesor, da. În egală măsură, domnul Piedone are acest gen de public pe care vă invit să-l urmărim un pic, oameni care sunt ușor de convins de către dânsul, pare o stare de încântare în legătură cu... Uite, de exemplu, în imagine pe care le vom urmări, Piedone nu-i deloc amuzant. Este doamna care se înverșunează în jurul domnului Piedone. Adică el în sine așa nu e nimic amuzant. E doar așa un om care își mișcă, să nu zic, se își mișcă gândurile urcine, dintr-un loc în altul. Gândurile astea. Da, bun. Am vrut și eu să zic, da. Hai să vedem. Lasă un pic, repetăm încă o dată poza. Cine mi-a făcut mie poza? Mi-a făcut urâtă. Ia auzi, domnul, mai repetăm poza. Cine mi-a făcut poza? Vreau să-l văd în persoană. Păi nu, era un bărbat, dar nu mai. Adevărat, nu mai. Mi-a făcut un bărbat. Hai. Și mi-a zis să stau așa, ia să vă arăt tu. Ia uite, zici că-s babă. Ia e. Da, mamă, hai, pun. Păi ce, doamne, ador, faci poza unde, domnule? Așa, mamă, dă-i, fă-mă. Le ștergeți, domnule. Noroc că m-am uitat la doamna aia cu flori. Dacă ajungem acasă, ce făceam? Adică eu sunt frumoasă să mă scoată babă? Eu știu, babă, dar interior sunt femeie. Așa e. Sunt femeie, ce că sunt. Ușor, gata, dați la mine. Aici. Așa e. Vine și mie asta. Mi-a scos și sacoș și așa m-a scos. Haide. Vreți așa cu totul sau doar? Așa. Așa hai. Cu totul. Așa. Hai, grație și tot. Grație. Da. Zici că ne căsătoriți. Da. Păi, așa deci asta cu zici că ne căsătorim, hai să zicem că asta a fost, s-a putut râde de la așa ceva, să zicem, da. Dar uite, dânsa, de exemplu, dânsei dacă îi spui, domne, domnul Piedone, omul și-a luat carnetul la Pitești, și-a angajat toată familia, eu nu cred că o convingi că nu e în regulă să fie primarul capitalei, eu cred că mai rău o înfreșinezi, da, domne, și-a pus familia, normal că și-a pus, că e familist, nu-i ca alții, că nu-și mai sună familia, nu mai vorbește cu nimeni de când a ajuns primar, din potrivă, el și ea și pune acolo, deci tot ce produce omul ăsta în spațiu public, sfârșește într-un argument în favoarea lui, vii și spui, domne, omul și-a terminat studiile la 32 de ani, păi a fost și-a terminat liceu. Liceu. Că nu studiile. Alții s-ar fi lăsat de școală. El a insistat. Și și-a terminat, gândește-te, a făcut facultatea la 13, facultate la zi, la 13 ore dus întors de la Petroșani. Da. În timp ce lucra la București și avea funcție publică. Bă, deci te doare mintea. Deci nivelul ăsta de impostură e îngrozitor. Dar ce se întâmplă aici e că sunt o mulțime de vedete și vedeți de pe la televiziune care nu au nicio problemă să-l promoveze pe Piedone. Deci lipsa asta de coloană vertebrală a televiziunilor noastre și a oamenilor din televiziuni duce la dezastrul ăsta. Deci mi se pare absolut incredibil că Piedone are tupeul să vrea să fie primarul capitalei. Că... Deci omul știe foarte clar, bă, mi-am luat 5 cum se numesc ăla, 5 licențe de condus, 5 categorii de categorii, permis de conducere în acea zi. La Pitești, la Pitești. Știm deci, cum se întâmplă lucrurile. Eu stăteam la București, mi l-am luat la Pitești, împreună cu o grămadă de alți mafioți. Mă scuzați, dar chiar sunt mafioți, deci dovediți. Dovediți, sper. Da. 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 Și n-am nicio problemă. Mi-am luat, în timp ce eram un super bogătan, mi-am luat apartament de la stat. Adică mi-a dat statul apartament ca și cum aș fi fost sărac și tânăr, deci de la care am nevoie de ajutor, pe care după aceea l-am vândut la un super profit. Iarăși, nu e nicio problemă. Bă, a fost oportunitatea. A fost șmecher. Da. Asta înțelege omul din asta. Am furat în timpul Ceaușescu. Nu, păi ce, eram prost. El zice asta, eram prost să nu fur, adică îmi dădea oia 10% din tot, era perisabil, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Ceaușescu. Așa a zis el, băi, deci, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Ceaușescu, că ai mort. Lui domnul nostru președinte Nicolae Ceaușescu. Bine, ăla e alt om
politic admirabil. N-am înțeles. Da. E alt om politic admirabil. Da, exact. Asta e... zic. Admirabil, da, sigur că. Domnul Barbu de la Agricultură. Da, da, da. Ceva ce tot timpul vezi că asta ăla e... Deci ăla e super sinistru. Deci dacă te uiți la cariera lui legată de frații Stănescu, da? E îngrozitoare. Deci băiatul ăla n-are cum să-și demonstreze declarațiile de avere. Deci el trăiește cu soare și probabil vindea ceva pe centură ca să facă rost de bancă. Altfel nu se explică declarațiile lui de avere. Declarații domnului Barbu, de la Agricultură, da. Ministru, domnul ministru. A fost numit... Deci povestea asta e așa... Practic, dacă vrei să te gândești, bă, cum aș putea eu să descriu rețelele de nepotism semi-mafiote din politică, îl iei pe domnul Barbu, ăla e. Sau pe domnul Grindeanu, că e cam aceeași chestie. Da, domnul Barbu a fost aceeași gen de situație în care ne angrenează continuu domnul Piedone. Întrebat în legătură cu stuful respectiv pe care trebuia să se plătească sau dacă s-au dat subvențiile pe stuful acela, el a fost foarte, cum să zic, foarte nonșalant în a explica faptul că da, domnule, s-au plătit. Deci părea ceva în favoarea lui. Faptul că până la urmă s-au plătit acele subvenții pe luciu de apă devenit pășune. El a cumva creditat treaba asta ca fiind o treabă serioasă pe care l-a făcut-o. Dom'le, sunt un om serios, au plătit. Da. Părea că nu vor ieși frații Stănescu în stradă, agricultorii Stănescu, le-am plătit subvențiile, i-am liniștit 5 milioane de euro, totul e rezolvat. Deci cumva părea ceva în favoarea lui. Nu ceva ce trebuia să explice. Părea ceva ce el vehiculează ca fiind un argument pentru seriozitatea sa ca ministru. Păi asta e chestia de tupeu infect. Deci, exact demonstrația asta. Deci, mafioți care vorbesc de, băi, suntem împotriva mafioților. Plagiatori... Mafioți fără legătură cu domnul Barbu. Da, zicem, da, generic. Sigur, mafioți da. În general. Da. Plagiatori care vorbesc împotriva plagiatului și hoții. Deci, te doare mintea. Îți vine să explodești. Bă, aoleu, vă auziți? Iubim trădarea, dar îi urăm pe trădători. Să-i spunem bună seara din partea podu.ro, Răzvan Gheorghe, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara ție, vouă și telespectatorilor noștri. Răzvan, uite, eram aici în posesia acestui articol pe care l-ați publicat voi astăzi, o investigație, mă rog, ați preluat o investigație de la cei de la Captura.ro în legătură cu domnul Piedone și fiul său. Sunt niște imagini teribile cu interlopi care îi apără. Da, da, se pare că aveau nevoie să fie apărați de propriul electorat. Bâlciu este organizat de Nichi Scorpion, adică Nicolae Băun alias Nichi Scorpion, după centru comercial omonim pe care îl păstorește în Rahova. Da. E vorba de doi lideri ai clanului sportivilor. Chiar este Robert Bubu și Alexandru Radnev Ziziauru. Ei fac legătura cu prima generație a clanului sportivilor, adică sunt direct locotenenții lui Roșca, au o vechime destul de mare în această organizație, care a început, a bubuit undeva pe la începutul anilor 2000. Legăturile lui Piedone cu organizația datează tot de pe la mijlocul anilor 2000 și în a doua jumătate a anilor 2000, când a ajuns primar în sectorul 4. Atunci ramificațiile și legăturile cu clanul sportivilor au fost sporite și de câteva ori au apărut câteva investigații care au vorbit despre faptul că sportivii, acest clan, construiesc un oraș lângă oraș. Păi da, pentru interfața asta a clanurilor interlope din București, de dezvoltatorii intermediari, imobiliari au trebuit să existe avize, documente, tot felul de chestiuni pe care nimeni nu le verifică. Același lucru îl fac și cei din clanul Cămătarilor în sectorul 5. Să știți că dacă în politică de multe ori vorbim despre interese transpartidice, și în sectorul 5 de multe ori putem să vorbim despre interese transinfracționale. Dacă știm foarte bine că sportivii sunt dușmanii vechi ai clanului Cămătaru, în administrația publică a sectorului 5 găsim din ambele clanuri reprezentați. Noi încă de acum 3 ani am scris despre faptul că șoferul lui Piedone era finul lui Bebe Cămătaru, un individ care făcuse pușcărie și care avea un salariu destul de mare, nu de simplu șofer, și
se ocupa de diverse combinații pe la salubritate sector 5. Am scris, a recunoscut atunci, chiar ne-a și sunat după aia, i-am publicat confirmările, fiindcă ăla nici măcar de la replică n-a fost. Mai e vorba despre Ionel Tucmuruz, care este un vechi prieten al lui Piedone, este fost polițist care a fost cercetat și condamnat pentru corupție. Din nou, este sigură informația pe care vă spun. Și potrivit unei mai vechi anchete Hot News, respectivul, care este șeful unei firme de pază și protecție, a câștigat milioane de euro din contracte cu primăria sectorului 5. Și acest polițist despre care vă spun, fost polițist de fapt, își face vacanțele cu Nuțu Cămătaru. Sunt poze publice despre lucrurile astea. Deci asta oameni reușiți, de fapt... dăm exemplu de oameni reușiți, care au reușit cumva, de care se înconjoară domnul Piedone. Și acum, apropo de reușită, nu știu care e legătură cu știrea pe care am comentat-o săptămâna trecută și care a făcut senzație, o altă reușită a domnului Piedone. Primăria sectorului 5 a atribuit un contract de 40 de milioane de euro printr-o procedură organizată pe site-ul instituției, zic cei de la G4 Media, primarul Piedone, administrator public, care a semnat atribuirea și patronul de facto al firmei câștigătoare sunt membrii pe USL. Deci, cumva, colegi de partid, s-a dus contractul către această firmă, înțeleg că celălalt participant la această treabă s-a retras și a rămas această firmă care va dobândi 40 de milioane de euro pe zona de protecție. Are legătură cu ce am văzut mai devreme? Da, sunt câteva firme care sunt abonate la contracte cu primăria sectorului 5 și toate vin din zona asta de foști milițieni, foști polițiști, foști condamnați, care acum iată că au ajuns deci oameni cu CV la stână, cum s-ar spune. Da. E un cocktail infracțional în spatele lui Piedone, asta e cert, adică sunt foarte multe organizații infracționale de pe raza sectorului 5 care lucrează pur și simplu în aparatul administrativ al primăriei. Acolo veți găsi reprezentanți din clanul Spuitorilor, din clanul Toboșarilor. Aici trebuie să te întrerup brusc ca să-ți cer niște detalii, niște probe, pentru că acuzațiile sunt deosebit de grave. În primăria sectorului 5 ar lucra oameni de aflat, care sunt cumva, pare că au contact cu clanurile. Pare că sunt și în la vedere cum a fost acest fin al lui Bebe Cămătaru. Sunt oameni care au afaceri cu imobiliare, toți banii din spate, s-a scris despre anumite zone ale imobiliarelor, a dezvoltatorilor imobiliari din sectorul 5, care sunt păstorite, sunt coordonate de oamenii clanului Cămătaru. Au fost anchete și sunt în continuare anchete pe domeniul ăsta. Pe de altă parte, și înainte, în administrația trecută, în administrația lui Daniel Florea de la PSD, omul 2 în primăria sectorului 5, era Marian Țigănuș, fost milițian, fost polițist, care a fost dat afară din poliție după o anchetă, fiindcă a dat informații clanului Cămătaru, care era percheziționat și aflat în luneta autorităților. Adică ăsta le spunea, vedeți că urmează percheziția, vedeți că vin și genul ăsta de oameni. Ce să mai zicem de administrația de dinainte, unde pe vremea lui Vanghelie lucrurile astea erau foarte bine controlate. Toate rețelele astea de care vorbim disparate la un moment dat acum, atunci erau controlate cu mână de fier de Vanghelie. Dar asta migrează de la un partid la altul, de la un primar la altul. Să vă dau un exemplu, doar în ghetourile de la piață, de la Rahova, sunt 8.000 de voturi. În ghetourile alea, blocurile din spatele pieței Rahova. Păi acolo, probabil că doar pentru Piedone se va vota, la cât am înțeles, la ce zi, nu intră alte partide acolo. Valeriu Nicolae, dacă ai vreun comentariu legat de situația asta, merită să-l... Pe mine încă mă șochează faptul că cumva Piedone se prezintă ca și cum ai făcut chestii în sectorul 4. Noi ne ducem, eu lucrez pe alea drogurilor, pe alea livezilor. Și în blocurile 36, 38 sunt mai mulți... Deci ferentari. Da. Sunt mai mulți dependenți de droguri ca oricând. Deci e plin de șobolani, copii cu care... Bine, acolo nimeni n-a reușit să rezolve ceva, adică... Noi suntem acolo... Nu știu dacă e reprezentativ pentru sector. Bă, sunt mulți oameni care trăiesc acolo, e îngrozitor. Deci da, îngrozitor, e clar, da. Și cum poți să zici, băi, am făcut, nu știu ce ai făcut. Deci în locul s-a îmbunătățit educația în sectorul 5, rezultatele sunt catastrofale.
Deci rezultatele copiilor din sectorul 5 la testele naționale... Da, asta nu știu dacă depinde de primărie. Adică nu știu dacă e apanajul primarului. Băi, depinde sigur de primărie. Cum? Școlile sunt în administrația primăriei. Felul în care tu folosești școlile e treaba primăriei. Poți să faci o grămadă de chestii să lucrezi cu școlile, adică să ajuți în tot felul de programe. În loc să risipești bani total aiurea cum o face nenică ăsta, fi putut să folosești banii așa cum ar fi trebuit. Deci în loc să dai 40 de milioane către partidul tău, fi putut să pentru folosești. Securitate și în școli. Exact. Securitatea va fi asigurată în școli. Răzvan Gheorghe, 40 de milioane de euro pentru a fi mai în siguranță sectorul. Dacă nici în felul ăsta nu s-a asigurat domnul Piedone de siguranța oamenilor din sector, cetățenilor. Adică, până la urmă, pare un lucru bun în favoarea cetățenilor. Dacă să-ți dau, doar, uite, pare, doar pare. Eu locuiesc de 40 de ani în sectorul 5 la Sebastian și pot să vă spun că situația nu este absolut deloc una bună. Adică are dreptate. Tot ce s-a spus aici este adevărat. În zonele limitrofe ale sectorului, mă refer la Rahova, la Ferentari, situația e mai neagră ca niciodată la nivel de consum, de trafic, de droguri, de infracționalitate, de nesiguranță, așa că vine Piedone și pune pe repede înainte niște bucăți de gazon, niște porturi care probabil costă de 3 ori mai mult, probabil, spun, nu m-ar mira, asta nu schimbă cu absolut nimic situația și cu fiul lui există pericolul să cazi din lac în puț, adică... Nu, aici trebuie să vă contrazic, să vă spun că are acest program de împânzire a sectorului cu băncuțe și oamenii care, am remarcat așa statistic, oamenii care stau pe băncuțe sau mai se liniștesc mai mult, adică pare că sectorul e mai liniștit datorită acestor băncuțe care, mă rog, au utilitatea lor. Adică, le-am remarcat. Dacă ții în picioare pe om, se agită, începe, face, drege, vin de droguri. Așa, dacă lași pe băncuță, se mai liniștește un pic. Da, Răzvan Gheorghe, mulțumim pentru intervenție, pentru detalii. Oricum, găsiți articolul pe podul.ro, e un articol extrem de documentat, preluat de la captura.ro, mai departe desfășurat această anchetă. Eu, ca să încheiem subiectul Piedone, e o oarecare concurență acolo, odată cu anunțul candidaturii lui Vanghele, adică mă gândesc că Piedone Junior, Vanghele, vom avea dispute de genul ăsta la nivel înalt. Va fi înainte de. Hai să zicem un pic de alegerile, deci candidații lor pentru europarlamentare. Deci Piedone a prezentat candidații pentru europarlamentare. Pe USL. Da, pe USL. Partidul domnului Voiculescu, da. Care are reprezentanți și în PSD. Deci culmea, Grapini e pe listele PSD, dar ei au și candidații lor. Cine sunt candidați? Deci primul candidat este prezentat, nu glumesc, ca om din societatea civilă, generalul în rezervă, domnul Cristian Barbu. Păi, deci, cum să zici, ăla a stat mai mult de 40 de ani în armată, cum să zici că ăla e societate civilă? Deci, un om... Păi nu, dar trebuie argumentat tocmai pe calitatea domniei sale. Domnule, omul apărător al României, a făcut parte din armată, a condus... Exact inversul de societate civilă, da, adică a fost în armată. Ar fi argumentul favorabil, da. Locul 3 este domnul Ciuvică. Da. Mă, deci domnul Ciuvică și e prezentat tot așa, societate civilă, independent. Mă, cum să fii independent? Deci tu ești în partidul lui Voiculescu, tu iei bani de la Voiculescu, ești toată ziua la Antena 3 al Dan Voiculescu. Păi da, nu e politic. Nu, normal că se separă. Deci când vine la așa, e cu totul altceva. Deci... Face niște investigații, exact. Înțeleg. Poate să fie prezentat și jurnalist. Își împarte creierul. Pac, acum stai, nu mai sunt în partid, acum sunt societate civilă. Te doare nimic. Dar oricum, scorul vehiculat în sondaje pentru europarlamentar e destul de mic pentru partidul domnului Piedone, ca așa l-aș numi eu, partidul domnului Piedone. Adică nu pare o reușită, nu-mi dau seama. Așa e vehiculat. Apropo de sondaje, foarte importantă treaba asta, cu diferența asta între procente. Orice sondaj ai vedea e diferit de cel precedent total. Adică singura constantă e sigur că faptul că domnul Cristoiu e pe ultimul loc, asta e singura constantă. Dar cu procente diferite. Unii zic 12, alții zic 20, alții zic 13. Adică nu e nimic să poți să găsești o oarecare cursivitate a sondării. Că până la urmă tu sondezi același public, adică nu e ca și cum sondezi publicuri diferite. N-a plătit îndeajuns bani. Deci, contează... Depinde. Uite, dacă te duci, probabil, zic așa, dacă sondează domnul Pieleanu mai atent, eu nu știu ce să cred. S-ar putea ca pe 3,5% marjă de eroare domnul Cristoiu să iasă prim. Să iasă primul, să aibă sigur, acest... Da. Hai să urmărim. Și mai sunt câteva, deci...
dacă știi cum să plătești, cinstit normal, se face un sondaj la fel de cinstit. Și deci e precum costumele. Dom'le, vă fac mai așa, vine, ți-a măsura cu tare, în funcție de... Hai să adică vedem. Mai cambrat, cum vezi procentele? Da, mai așa, da. Mai, nu știu, mai largi. Adică, pe domne, vin foarte largi procentele astea, adică nu-mi dau seama. Oricât, răbărtat ar fi dânsul, dar parcă și aceste procente îi vin cam prea largi, oricum ar fi, oricum ai justifica. Bănuiesc că oamenii, ca să închei subiectul, oamenii care au urmărit desfășurarea aceasta anchetei cu membrii clanurilor, care, dom'le, pare că omul știe și cu clanul. Pare că și asta va funcționa în favoare. Dom'le, omul știe și pe zona de știe să se înțeleagă și cu clanurile, și cu aia, și cu aia. Adică pare că e un om care, exact cum avem nevoie, să, care înglobează mai multe exact. Categorii. E și vidanjor, e și coprofag, are de toate, știi? Da. Deci poți... poate... Ia uite ce bine se descurcă dacă e nevoie, avem vreo chestie, pac! Da. Hai să-l urmărim pe domnul Cristoi într-un moment extrem de tensionat, într-o conferință de presă alături de domnul Grindeanu astăzi. Întâmplată. Am zis acolo vorbească despre transportul, despre petrolul, cum trebuie mutat. Asta e planul principal cu care candidați oameni să mulăm petrolul de la Ministerul Transportului, să-l punem la Primăria Capitalei și o să vedeți că o să meargă țara mult mai bine. Deci principalul plan al dânsului, de fiecare dată când îl întrebi, cu asta vine. Și acum a aflat lângă domnul Grindeanu în acest moment frumos, estival, vine iar jurnalistul de la Hot News cu întrebarea. Bună seara, spuneți-mi și mie cu acele consultații pe care le-ați dat la privat, i-a stricat toată petrecerea, să urmărim. Spunea Marcel Ciolacu săptămâna trecută că momentan domnul Cristoiu este candidat. Păi și n-a spus corect, a spus corect Marcel Ciolacu până la depunerea candidaturii și, deci, până la și domnul Piedone e momentan. Că nu-i depusă candidatura, din câte știu eu. Domnule Cristoiu, există vreo șansă cât de mică să vă retrageți din această cursă? Sau ce aș putea să spun suplimentar față de ce a spus domnul Grindeanu? Asta a fost realitatea zilei. O discuție tehnică și atât. Mulțumesc. Spunea domnul Grindeanu că până la depunerea candidaturii, după, nu se schimbă nimic? Păi, dacă stăm să o luăm așa, orice lucru care apare într-un moment are caracter temporar. Din punctul meu de vedere, m-am înscris într-o luptă pentru o idee și mergem înainte. N-am, mai mult de atât n-am ce să vă spun. Deci, excludeți să fiți retras? Din răspunsul meu, evident că da. Vorbim despre transporturi astăzi. Mulțumesc. Repet întrebarea. Și ne eu v-am răspuns. Spune de ce apare numele dumneavoastră pe documentele medicale de la Anemona Med și pe cele legate de COVID din 2022, deși dumneavoastră susțineți că nu dați consultații medicale la Anemona Med? Eu v-am spus că astăzi este o zi dedicată transporturilor și pentru asta o să avem la un moment dat o discuție amplă despre acest subiect. Mulțumesc mult! Ne puteți spune de ce refuzați să răspundeți la această întrebare? Nu refuz. Vom avea o discuție amplă despre acest subiect pe tema respectivă. Astăzi vreau să vorbim despre transporturi. Suntem aici față în față, presa este aici. Ne puteți da o explicație? O să fac eu o conferință de presă pe tema asta, pentru că am și eu opinia mea pe care vreau să o explic detaliat. Tocmai vă dăm posibilitatea să o exprimați aici, nu detaliat. Nu astăzi, vreau să mai adunăm niște informații. Dumneavoastră, da, vă aduceți aminte dacă ați dat consultații medicale la Anemona Med în 2023. Să știți că m-am întâlnit cu doamne în parc, m-am întâlnit la gară, m-am întâlnit pe stradă, care mi-au cerut consultații medicale. Probabil eram tot în incompatibilitate. Și le-aș cerut 750 de lei la final? Haideți, vă rog frumos. V-am spus că discutăm despre transport. Eu vă întreb dacă acelor doamne le-aș cerut 750 de lei la final pentru consultație. În orice cabinet privat, da, din țara asta, în orice spital privat, sunt niște taxe. Sunt niște costuri, da? Și spitalele au costurile lor, se eliberează un decont la externare. Deci fiecare act medical e urmat de niște costuri. Dumneavoastră aveți dreptul să dați consultații medicale la Anemona Med și le-ați dat? Încurcătură mare de tot, pentru că așa zice legea. Dacă ești manager al unui spital, nu ai voie să dai consultații contra cost, mă rog, nu ai voie să dai consultații la clinici private. Ceea ce s-a întâmplat, cei de la Hot News au publicat parafa domnului dr. Cristoiu pe o consultație dată la această clinică Anemona, care ia familie, cumva nici nu are nicio importanță cu ei până la urmă. Legea nu zice ei.
Și aici este domnul Cârstoiu anunțând că face o investigație. Face o investigație și în urma investigației va face o conferință de presă în care va publica niște informații, probabil, nu? Adică mă gândesc, în legătură cu jurnaliștii care au făcut investigația, sau care vine și dânsul cu investigația dânsului, în legătură cu incompatibilitatea jurnaliștilor, nu-mi dau seama care-i soluția la care va recurge domnul Cârstoiu. Dacă aveți o explicație, domnule Valeriu Nicolae. Da, noi avem un episod pe starea impostorilor cu domnul Cârstoiu, în care am arătat foarte clar că calculând și uitându-ne în toate declarațiile de avere în bilanțul tuturor firmelor pe care le-a avut, a rezultat că în ultimii 10 ani, deci în fiecare lună, cei doi Cârstoiu au reușit să economisească doar din salariile lor de la stat 7.500 de euro în fiecare lună. 10 ani în fiecare lună băieții au reușit. Deci individual fiecare reușea să economisească mai mult decât salariul președinte. Și o spuneți admirativ, înțeleg. Da, 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 e senzațional. Asta înțeleg, adică, tonul. Deci, pe lângă faptul că... Deci, oameni diversiți, oameni... Da, deci, omul ăsta avea, deci era doctor, manager, profesor universitar, făcea cercetare, bă, deci primea bani și pe lângă treaba asta mai primea bani din consultanță de la firme farmaceutice și mai era și în administrarea încă două firme private care aveau profit de foarte bun. Bănuiesc că nu veți vrea să fiți vreodată consultat la spitalul universitar, în urma. Pare că, nu cred asemenea că... geniu, deci omul care, deci omul ăsta care senzațional, vai de, deci dacă se vor, e un reportaj prin 2005-2006 care l-am dat noi în episod. Băi, deci e prezentat erou. Deci, mă, deci el nu-și luase nici măcar, nu era medic primar la vremea aia și era prezentat brusc erou. Și el zice tot într-un interviu, spune că pe el nu l-a ajutat nimeni, că taică-s-o a fost un inginer și maică-s-o economistă. Uită să zică că taică-s-o a fost cel mai important om politic din județul Argeș, primar la Pitești și după aceea prefectul județului. Și că în momentul în care taică-s-o era prefect, el a făcut salturi, niște salturi uriașe în carieră, deci și-a dat rezidențiatul mult, mult mai devreme, cu vreo 3 ani mai devreme decât în mod normal, nevastă s-a în același timp, deci... S-au întâmplat tot felul de minuni și el era finul lui Băsescu. Deci, băi, un... că, na... Asta ca o calitate a domnului sale... Oricare dintre noi este nășit de președintele. Adică a contribuit și contextul ăsta în care se desfășura dânsul aceste succese profesionale pe care le remarcăm acum și pe care vrem să le retribuim mai departe cu funcția de primar al capitalei. Mai, deci, cum să fie asta? Deci, el după 7 ani... după 7 ani devine director la cel mai important spital din București. După 7 ani după ce a terminat facultatea, bă, să fii geniu genilor. Nu e posibil așa ceva. Și el zice, bă, stai, cum că s-a întâmplat? Bă, uite, așa eram acolo și pac, mi-a căzut directoratul în cap. M-am împiedicat pe scări, pam, și m-am trezit. Asta nu exclude totuși niște abilitățile dânsului, totuși, că e rector, are niște abilități pe care trebuie să le remarcăm. Doctor, n-am auzit să se plângă pacienți, să zică, domne, dumătoare, să meargă oamenii în continuare și chiop după ce au fost consultați de domnul Cârstoiu, dar în egală măsură avem această încurcătură desfășurată acum politic, în sensul în care se discuta despre retragerea dânsului. Nu-mi dau seama, adică pare că nici nu-l susțin, nici nu vor să renunțe la el, nici nu își doresc neapărat să câștige. O altă teză care pare că ar avea ceva mai multă noimă ar fi cea în care jumătate din Partidul Social Democrat îl susține pe domnul Cârstoiu, cea cu domnul Ciolacu, iar jumătatea care îi se opune domnului Ciolacu îi pune bețe în roate domnului Cârstoiu. Deci ce vrei să zici, că jumătate îl susține? Da. Și jumătate... Jumătatea mai puțin? Sau? Mai puțin, așa pare. Ar avea o noimă, pentru că... Nici nu poți să spui că nu e susținut, pentru că l-am văzut pe domnul Ciolacu jignindu-l grav pe domnul Piedone, devenind așa un arogant domnul Ciolacu, uitându-se la domnul Piedone ca la ultimul om, care se uita așa într-o stare de dispreț, ca și când... Și aici mă mira un pic, că până la urmă domnul Ciolacu, ce-l revendică pe domnul Ciolacu în această stare de superioritate față de domnul Piedone? Adică
Ce anume? Adică n-ai senzația că e un profesor universitar care se uită la un vânzător într-o piață? Cam asta era atmosfera pe care o degaja domnul Ciolacu din maniera în care se vehicula. Nu-mi dau seama. Totuși, Buzău, așa, la Buzău acolo avea niște afaceri cu niște covrigării. Ok. Și a închis, înțeleg, contra candidații la covrigărie. Adică înțeleg că și-a cumpărat, așa ați povestit, nu? Da, că și-a cumpărat... avem episoade despre domnul Ciolacu. De fapt, avem 3 episoade la despre domnul Ciolacu. E serial. Că și-a cumpărat concurența și și-a închis balconul după aia. Adică, ok, dar nu e ceva prestigios să zici, domne, omul are niște... A, nu, omul a fost descurcăresc, deci a fost director la Urbis, deci firma pe care era plătită de primărie. Da. Și a dat contractul pe care l-a primit unuia care era în același partid cu el și după aia Curtea de Conturi a spus, bă, stai că nu se justifică vreun milion de euro și ce-a urmat, partenerul lui de afaceri a devenit... angajat de Curtea de Cont, ca să vezi, băi. Sunt niște coincidențe, că așa exact le face, noi, așa, sunt, așa e lumea făcută din, da, da, în tot felul de sincronizări de-astea mai puțin explicabile, dar până la urmă vezi că totul a concurat în favoarea noastră a românilor, că așa exact a ajuns dânsul premier. Da, da. Altfel păi, n-am fi beneficiat de... Ce n-am fi făcut, exact? De premieratul domnului exact Ciolacu. Și uite ce bine a fost. Toată. Dar ca să mai detensionăm un pic, Valeriu Nicolae, această atmosferă tensionată existentă în această emisiune, vreau să dăm această imagine care aduce un pic de zâmbet pe fețele românilor, sau sper că, până la urmă, asta e intenția mea, de a aduce un pic de zâmbet pe fețele românilor. Dânsa, dacă n-ați vrut, doamna Firea, acum v-ați ales cu domnul Cârstoiu, am fi putut avea așa ceva la primăria capitalei. Poza, atenție, nu e paparazzo, e publicată de dânsa. Adică n-a fost surprinsă. Dânsa a postat-o în favoarea dânsei, de-aia o și dăm mai departe. Dacă aveți un comentariu în legătură cu doamna Firea... Avem un episod și despre doamna Firea. La starea impostorilor, ca să fie. Așa se numește emisiunea, nu ca să faci o impostoare pe doamna Firea. Așa e... Nu, și sunt convins că nu are nicio operație estetică, ca orice bună creștină care se roagă de dimineața până seara și care, desigur, e foarte mulțumită de felul în care Dumnezeu a lăsat-o să arate. Deci, ăsta e natural, așa. Deci, se umple. Aici lucrurile sunt un pic mai delicate. Da, da, e un pic de alergie, știu, de la flori, probabil. Nu știu până unde se poate interveni, că până la urmă și e și legitimă intervenția. Adică aici nu dau seama că noi nu avem... Da, probabil a zis Dumnezeu, bă, hai, acum... E o idee că îl corectez cumva pe Dumnezeu venind... Păi el conectează cu orice. Deci doamna Firea, deci s-ar folosi în orice moment de Dumnezeu. Și doamna Firea și domnul Pandele. Da, am văzut că în campanie electorală există acest obicei și domnul Ciolacu a publicat ieri o poză spășită cu dânsul la biserică duminica. Nu știu, nu l-aș angrena, n-aș angrena ortodoxia, dacă ești un creștin ortodox veritabil, nu în campanie electorală vii și te afișezi cu biserica, pentru că tu transmiți, de ce fac ei? Că într-un fel transmiți ideea, bă, sunt un om atât de cinstit, om al lui Dumnezeu, mare nenorocină are cum să facă, uite la biserică, mare nenorocină are cum să facă. Da, deci cumva îl și comercializezi pe Dumnezeu în felul ăsta. Asta pare că faci. Sigur, în rest poți să, dar în campanie electorală pare că n-aș. Desigur că e un creștin ortodox în care adulterul, Doamne ferește, să fie pedepsit. Fiindcă, din câte mi-amintesc, domnul Ciolacu e căsătorit, nu? N-aș intra în zona asta personală a Doamne fiecăruia. Doamne ferește, acum, da, fiecare are un spațiu. Dar partea creștinismul nu ar trebui să acum, fie personal. Deci, să te afișezi, da, tot timpul. Da, corect, și asta e un lucru personal. Dar asta e o afacere, totuși, atacul cu Dumnezeu, cu conștiința ta, lucrurile care, felul în care gestionezi viața privată. Asta e o treabă. Sigur, dar și religia e o chestie privată. Este, da, da, da. Atunci, atâta timp cât sunt îndeajuns de mărlani încât se afișeze peste tot cu Dumnezeu, când noi știm foarte clar cine sunt oamenii ăștia, atunci, indiscutabil, poți să zici ce nevoie. Da, 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 zici. Te pune în situația, dar apropo de această, văd că nu reușesc să detensionez lucrurile, oricând mai strădui, am publicat această imagine, nu știu, pare că mai rău ne-am tensi, parcă și mai rău s-a înveșunat situația. Dar poate, nu sunt tensionat. Poate da. Eu mă simt chiar bine. Poate că imaginile următoare vor schimba un pic această traiectorie pe care a luat-o discuția. Hai să fericit. Urmărim o altă doamnă, doamna
șoșocismului românesc. Dacă aveți imaginile cu doamna Șoșoacă, niște imagini impresionante cu dânsa. Impresionant. Uitați, dânsa este cea în albastru. Și muzica, vă rog. Haideți, sus. No, nu așa. Trebuie cu muzica. Așa. Valeriu Nicolae, dacă ai un comentariu în legătură cu noastră șoacă. Cu căutați cămașă de lapte pentru gravide. Da, nu știu, comentariu. Nu știu dacă are legătură. Poate e pur și simplu o reclamă, da. Apărut așa, da, într-o manieră siderantă. Dar... de ce de admirat încă doamna, după declarație, a făcut 14 ani de dans profesionist. Deci, evident... Iată că se confirmă din imagini. Exact, evident. Se confirmă acest statut de dansatoare. A făcut și balet, deci... Ai un episod în care, am și dat, am dat o bucată din el, în care exista această situație a domnului Șoșoacă, ba, sportivă, alergătoare, dansatoare, notătoare, misă... Patinatoare... alergătoare. Deci au declarațiile dânsei în legătură cu toate aceste... Pianistă. Și pianistă. Da, mulți ani, deci într-un interviu 8 ani, în celălalt interviu 6 ani. Depinde în fiecare cum ai prins-o. Cum ne mai amintim, da. Se mai contractă timpul ăla, că doar universul, știi. Deci. Continuăm după o scurtă pauză celebra discuție. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mulțumim tare mult pentru atenție. Mulțumesc, Valeriu Nicolae, pentru prezența. Grazie. Pentru prezența în studio. Să ne vedem mai dăm mese. Așa poate să adunăm mai mulți. De mâine revenim în formula completă cu Răzvan Zamfir. Să aveți o Românie bună în continuare.